Mulți dintre tinerii liceeni care ne-au călcat ieri pragul televiziunii Prima TV Slatina au fost încântați de ceea ce au văzut, mai ales că unii dintre ei au pășit pentru prima oară într-o astfel de locație. Deși la început au fost destul de timizi, s-au acomodat repede cu camerele de filmat și chiar au intrat în pielea unui operator de imagine sau unui reporter. Puțin sunt însă cei care s-au gândit să urmeze o facultate de jurnalism. A fost o zi foarte frumoasă, o experiență frumoasă, inedită, pe care n-am mai avut-o niciodată. Și mi-ar plăcea să, nu știu cum să spun, mi-ar plăcea să devin jurnalist. A fost o experiență frumoasă, mi-a plăcut să aflu ce înseamnă viața de jurnalist și mi-ar plăcea să devin jurnalist. Din discuțiile cu elevii mei, mi-am dat seama că unii și-ar dori să aibă o carieră în jurnalism. Și mai ales că vă cunosc, mai ales că sunteți o echipă deosebită, am zis de ce nu. Pentru că este săptămâna altfel, încercăm să facem lucruri inedite. Săptămâna aceasta, în cadrul programului Școala Altfel, elevii de la Colegiul Național Radu Greceanu vor face și alte vizite la instituțiile publice din oraș, inclusiv la Școala de Poliție din Slatina.